Îmi place să mă informez de la persoane care au trecut prin viață, care deja știu anumite lucruri, pentru că și internetul e, nu tot e adevărat, la televizor se spun doar anumite chestii, nu tot. Și îmi place de la psiholog, de obicei cu profesorii, cu părinții să vorbesc, pentru că ei deja știu cu o persoană adultă, principal. Ori de la părinți, care sunt o sursă destul de sigură, dar de obicei când nu mă pot informa de la ei sau nu știu să-mi răspundă la unele întrebări, mă mai interesează de pe internet. Pentru o decizie să vorbească cu o persoană adultă, e importantă părerea unei persoane adulte și sfaturile, să le asculte și să fie mult atenți la aceste detalii și foarte precauți și maturi, în primul rând. Cel mai bun psiholog este cel mai bun prieten, dar apoi internetul o sursă foarte bună dacă știi cum să cauți și ce să cauți. Prefer să mă informez de pe internet, deoarece e o modalitate rapidă. Interesante sunt pentru că ajută generațiile acestea care avem acces foarte mare la informații, dar nu le folosim. Chestia asta m-a uimit întotdeauna. Și ajută foarte mult pentru că sunt explicate într-un mod foarte atractiv pentru noi. Ca să fiu sincer, uneori apelez la părinți, dar uneori chiar și la internet. Dar tind să fiu atent când caut răspunsuri, să caut un răspuns care este utilizat de mai multe ori, ca să mă asigur că acel răspuns este chiar unul bun. Mă pot informa și de la mama mea, de la sora mea, care este mai mare ca mine, pentru că am ce învăța de la ea. Doamna psiholog de la liceu. În principiu pe internet caut informațiile sau de la mama. Păi ca o prietenă mama.